Festivalul concurs televizat al interpreților de folclor Trandafir de pe Cetate a adunat și la cea de-a 6-a ediție soliști vocali, promotori ai culturii muzicale tradiționale din raioanele Soroca, Drochia și Florești. Folclor e doină, e baladă, e datină, pământ, izvor, e pâinea mamii de pe vatră. Folclor e cântecul de dor. Reușim ca să dăm continuitate acestui festival, la rând cu alte activități, la rând cu alte festivaluri din Raionul Soroca. Acest festival doar vine să întregească lista altor festivale frumoase și vreau să vă spun că se deosebește în primul rând că vedem prestația, să zicem, personală a interpreților de folclor. Ne mai vorbim de obiectivele principale, despre păstrarea tradițiilor, promovarea folclorului autohton. Cei 14 concurenți au interpretat câte două piese folclorice și au promovat portul popular, caracteristic vetrei folclorice pe care o reprezintă. Concursul a avut loc în Palatul de Cultură, iar la ora 18 în cetatea Soroca s-a desfășurat concertul de gală cu participarea laureaților edițiilor precedente și premierea participanților. Ce morgușor sufletul meu, mă. Locul întâi în cadrul festivalului a fost obținut de Cristina Malai, iar trofeul festivalului, premiul mare, a mers în acest an către Ana Spinei din orașul Soroca, care a impresionat juriul și publicul prin prestația scenică și prin interpretarea deosebită a lucrărilor. La sfârșitul festivalului, toți cei prezenți au avut parte de un recital de muzică populară susținut de interpreta Nătălița Munteanu. Festivalul este organizat de Secția Cultură și Turism Soroca în colaborare cu Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial și postul de televiziune SOR TV. Concursul are ca obiectiv descoperire și valorificarea folclorului muzical autentic, promovarea interpreților de valoare și a tinerilor talente, perfecționarea maestriei interpretative, dar și îmbogățirea repertoriului soliștilor vocali.